Bună, dragii mei! Povestea din această seară este Paști în pădure. În satul iepurașilor de Paști, pregătirile pentru sărbători sunt întoi. Unii iepurași de Paști amestecă vopsele și, în sfârșit, tot se apucă de vopsitul ouălor. Iepurii mari lucrează de dimineață până seara târziu. Numai la amiază fac o scurtă pauză pentru a gusta o mică masă de morcovi sau păpădie. Doar copiii iepurași sunt liberi după masă pentru a se juca în voie. Povestind vioi, vin țopăind trei iepurași copii. Ei sunt Sisi, Iuteca Săgeata și Cârnul. Cei trei vor să meargă în pădure să-și viziteze prietenii. Veverița, vulpea, ariciul și peșoricelul, minche. Cu siguranță sunt triști din cauza pregătirilor de Paști. Nu am avut timp pentru ei, spune Sisi. Într-adevăr, prietenii iepurașilor copii sunt cam abătuți. Ce se întâmplă? Întreabă Cârnul. Șoricelul Minchen vorbește primul. Tocmai ne-am întrebat de ce primesc daruri de Paști numai copiii oamenilor. De ce nu și noi? Chiar de ce nu? Nici copiii de iepuraș nu cunosc răspunsul la această întrebare. Sisi, Iuteca Săgeata și Cârnul stau pe gânduri. Am găsit, am o idee! Exclamă deodată Sisi și sare în sus. Hai, Iuteca Săgeata, hai, Cârnule, veniți cu mine! De ce vă grăbiți așa tare? Vrea să știe vulpea. Asta nu pot să divulg, spune Sisi pe un ton misterios. Este un secret mare al iepurelui de Paști. Și cei trei copii de iepuri o iau la vale țopăind. Ce ar fi, întreabă Sisi, după un timp, dacă am face prietenilor noștri de Paști niște cuiburi frumoase? Extraordinar, e o idee minunată! Cârnul și Iuteca Săgeata sunt entuziasmați. În seara dinainte de Paști, ei fac cu multă dăruire cuiburile. În fiecare cuib așează câte un ou frumos încondeiat, iar pe lângă acesta, lucruri care știu că le plac prietenilor. Nuci și ghindă pentru veveriță, mere pentru arici, struguri pentru vulpe și grăunțe pentru șoricelul Minchen. Cuiburile astfel pregătite, cei trei le așează în coșurile lor de spate. În dimineața de Paști, iepurii mari pleacă dis de dimineață pentru a duce ouă de Paști copiilor oamenilor. Și cei trei copii iepurași pornesc la drum țopăind la prietenii lor. Cel mai bine ar fi să mergem de prima dată la șoricelul Minchen, propune Sisi. Ajunși în lanul de grâu, se pun pe căutate, pentru că șoricelul Minchen are ușa casei bine ascunsă. Iepurașii colindă de-a lungul câmpului. În sfârșit au găsit și ușa. Sst, încet, șoptește Cârnul și așează cuibul în apropierea ușii de intrare. Of, asta am aranjat, suspină Cârnul ușurat. Aș zice să mergem acum la arici, propune Iuteca Săgeata. După cum îl cunosc, eu cred că la această oră încă doarme dus. De la lanul de grâu, copiii de iepure țopăie acum înspre tufișul de la marginea pădurii. Prietenul lor, Țepos, nu are un domiciliu stabil. El doarme pe rând în diferite locuri, sub protecția tufișurilor. Cei trei iepurași țopăie cocoșați de-a lungul tufișului în căutarea prietenului lor, ariciul. Iată-l, l-am zărit, spune Cârnul deodată. Arată de parcă visează ceva frumos, șoptește Iuteca Săgeata. Uitați-vă numai, surâde în vis. Poate că visează un cuib de Paști, glumește Sisi. În cazul acesta va face ochii mari
când trezindu-se se va găsi în fața sa un cuib de Paști de adevăratele. Haideți, stăruie cârnul, trebuie să mergem mai departe. Cei trei iepurași își iau coșurile în spate și pornesc la drum. Nu peste mult timp zăresc bradul înalt în care locuiește veverița. O iau înainte și strig după ea, propune Sisi. Cu veverița nu poți fi sigur niciodată. Ar putea să stea ascunsă printre ramuri. Ola, veverițo, eu sunt Sisi. Ești cumva acasă? Nu se aude niciun răspuns. Acum Sisi este sigur că veverița e plecată de acasă. Repede, grăbiți-vă, le strigă lui cârnul și iute ca săgeata. Cei doi vin țopăind. Cum să facem să așezăm cuibul acolo sus? Întreabă cârnul. Iute ca săgeata se gândește o clipă, apoi spune. Am găsit. Fii atent, cârnule, tu te sui acum pe umerii mei. Sisi îți întinde cuibul cu ghindă și nuci și, la urmă, oul vopsit. Zis și făcut. Cârnul așează cuibul în bifurcarea dintre ramuri. Gata! Se bucură și sare cu multe elan de pe umerii puternici ai lui Iute ca săgeata. Iepurașii își continuă drumul cu coșurile lor în spate. Nu mai au decât un singur cuib, acela pentru vulpe. Povestind și râzând, își văd de drum. Deodată, cârnul face st și apoi zise. De acum trebuie să păstrăm liniștea. Acolo în fund se vede deja bătrânul stejar, de desubtul căruia s-a stabilit prietena noastră. Iute ca săgeata se furișează până în apropierea copacului. Vrea să cerceteze dacă vulpea este acasă sau nu. În mod obișnuit, ea colindă noaptea prin pădure în căutare de hrană. Deci, în mod normal, acum ar trebui să doarmă. Iute ca săgeata își fâră capul în scorbura copacului. Fără a-și obosi prea tare urechile, aude clar sfărăitul vulpii. Sisi și cârnul așează cu grijă cuibul în fața vizuinei vulpii. În sfârșit, cei trei iepurași se întorc țopăind cu coșurile goale. În satul iepurașilor de Paști, chiar acum se întorc și primii iepuri de Paști bătrâni. Povestesc și râd la fel de emoționați ca Sisi, Iute ca săgeata și cârnul. Deodată, cei trei iepurași aud voci binecunoscute. Ola, ce surpriză pentru toți! Ce credeți? Pe cine văd ei când își întorc căpșoarele? Sigur că da! Veverița, ariciul, vulpea și șoricelul Minchen vin la ei cu fețele strălucind de bucurie. Fiecare dintre cei patru duce în mână cuibul de Paști și radiază de fericire. Nu mi-am închipuit să fie atât de frumoasă sărbătoarea de Paști, râde vulpea. Cuibul meu e plin cu lucruri delicioase, se bucură ariciul. Iar șoricelul Minchen zice, vă mulțumesc din inimă, dragi iepurași de Paști. Pentru a vă dovedi ce mult ne bucurăm de darul vostru, vă invităm pe toți trei azi la mâncarea de morcovi. Da, venim cu drag, exclamă iepurașii. Toți sunt de aceeași părere și petrec o minunată sărbătoare de Paști. Noapte bună, dragii mei, și nu uitați, Nana vă iubește mult de tot.